Mesele îmbelșugate de sărbători și-au spus cuvântul și pentru oamenii de televiziune, așa că la sfârșitul săptămânii trecute am organizat un campionat de fotbal împreună cu colegii de la Valahia TV. Ni s-a mai alăturat echipa formată din funcționarii Direcției Impozite și Taxe Locale, care nu au ezitat să ne taxeze de fiecare dată când am greșit în apărare. Echipa TV Giurgiu a stat bine la capitolul experiență, însă nu a fost suficient pentru a ajunge în finala câștigată de Valahia TV la penaltiuri în fața celor de la Impozite și Taxe, care au acceptat înfrângerea. A fost un meci frumos în ansamblu. Ne-am mișcat, trebuie să recunoașteți, un pic mai bine pe teren decât adversarii, decât voi. Una peste alta, am dovedit încă o dată că suntem mai buni pe teren decât în birou și din când în când merită să ieșim să jucăm cu diverse echipe. Golurile care ne-ați dat le scoateți la Impozite? Nu, totul se duce la bugetul local, asta în mod evident. Da. Una peste alta, o ieșire frumoasă de duminică. Am jucat din ce în ce mai bine, totuși n-am bătut pe nimeni până acum. Da. Ar trebui să-i mai provocăm pe... Ne-a impozitat destul cei de la taxe. De ajuns. Indiferent de rezultat, important este că s-a făcut sport în spirit de fair play. Astăzi realitatea a fost puțin fardată pentru... Nu știu dacă fardată sau nu, eu cred că e ceea ce trebuie să facem câteodată. O competiție, zic eu, în care s-au întâlnit trei instituții, îmi permit să zic așa, și nu a câștigat altcineva decât Mișcarea pentru Sănătate. Ca să nu zicem că am pierdut. E, mai ne antrenăm și nu suntem chiar așa să fim ultimii dintre cei care pierd. Ne-ai cam bombardat astăzi cu șuturile. Cum a fost? Cum ți s-a părut meciul? A fost și o atmosferă plăcută, ne-am distrat între noi colegii. Eu zic că e o oportunitate foarte bună să profităm de timpul liber.